Revenind la căutarea motivului pentru care zeii grecii antice nu mai există în ziua de azi, dăm peste God of War Chains of Olympus, un joc lansat pe PlayStation Portabil în 2008. În ziua de azi, PSP-urile nu se mai vând, iar jocurile pentru ele nici atât, așa că am făcut necesarul pact cu diavolul pentru a achiziționa în mod legitim jocul, iar aici sunt eu jucând pe consola mea pe care o dețin, Pinky Promise. Jocul începe cu o scurtă povestioară despre cum Kratos este sclavul zeilor, lucru ce îl știm deja, iar asta încadrează povestea pe care o vom urmări chiar înainte de primul joc, pe când Ares încă își avea fitilul. Oare ce se întâmpla în vremea când Kratos încă nu era zeul războiului era una dintre întrebările mele preferate de înainte de culcare, deci mă bucur că în sfârșit s-a elucidat misterul. Sunt la zona de la începutul jocului, iar faptul că a fost lansat pe PSP se face remarcat imediat prin prezența obiectelor la o distanță obligatorie de câțiva kilometri unele față de altele. Fac câțiva pași și dau peste un persan de la care fur una dintre primele puteri magice din jocul ăsta, un duh. Mă bucur că recunoaștem prezența simultană a mai multor mitologii. Tipul ăsta îmi spune să transmit zeilor un mesaj, apoi încearcă să mă omoare. Ori una, ori alta, i-am zis eu în timp ce i-am golit bara de viață. Că veni vorba de o inovație, boșii din joc au bară de viață ca să poți ști cât de aproape ai fost să-i bați atunci când mori. Urmează un minigame cu sex care ilustrează maturitatea mediului la vremea aceea, după care Kratos pleacă pe urmele monstrului care distruge orașul. Poate am uitat să menționez că un soi de monstru numit Basilisk distruge orașul. Că suntem în zona asta, vreau să spun și că să muți obiecte grele în timp ce ești atacat de inamici e mega fun și comparabil poate doar cu scoaterea unei măsele fără anestezie. Revenind la Basilisk, l-am bătut după ce mi-am dat seama că formula clasică de inamic plus sabie egal inamic pe sabie nu e o soluție pentru acest boss fight, în schimb fiind nevoie să dansez cu el în jurul podului și să-i trântesc pietre în cap. Odată ce monstru a fost bătut, Kratos revine la rolul de cel mai frustrat contractor și urlă către cer cerându-și următoarea sarcină, dar e întrerupt de soarele care se prăbușește. Lumea rămâne fără lumină drept consecință, iar naratorul ne informează despre următorul lucru. În întuneric, Morpheus, zeul viselor, se trezește într-o lume în care numai el deține puterea. Vedeți, chestia asta nu o înțeleg. Zeul viselor se trezește ca și cum de obicei e sub propria influență. Pentru mine e ca faza aia de care poate ați auzit cu atunci când nu poți să dormi e din cauza că ești treaz în visul altcuiva. Ce sens și are? Sunt deja treaz în realitate, trebuie să mă sincronizez cu persoana mea din visele altora. În fine, deviez. Vreau să intru într-o casă și văd ușa asta. Serios acum, cine și cum folosea ușa asta? Pe lângă că e mult prea mare și pare să nu aibă un mecanism de deschidere, cum au și reușit să o spargă în felul ăsta? Templarii din sat probabil mor de foame. Kratos aude o melodie ciudată de care este vizibil afectat. Doi pași mai în față ajungem la templul lui Helios. Helios este zeul soare, iar templul e parte din caleașca lui cu care se ridică pe cer și aduce lumina pe pământ în fiecare zi. Aparent există un echilibru între Helios și Morfeu, iar în absența lui Helios, influența lui Morfeu va crește atât de mult încât va îngenunchea întregul Olimp. Scopul lui Kratos acum e să-l găsească pe Helios și să-l readucă pe cer, ok? Țineți minte asta. Înăuntru în templu aflăm de la Eos, cred, zeița dimineții, sora lui Helios, că titanul Atlas a fost eliberat din lanțurile lui și l-a răpit pe Helios. Toată lumea din universul ăsta stă cu mâna întinsă către Kratos, nimeni nu ar face nimic personal. După multiple puzzle-uri ce implică mutatul de lumină dintr-o parte în alta, ca la cea mai obositoare noapte de înviere, suntem gata de plecare, dar Kratos aude din nou melodia prea familiară și se pare că este cântată de fiica lui. Ce? De fiica lui? Acum avem nevoie de un backstory la backstory ca să înțelegem de ce fiica lui e în viață. Kratos activează caleașca solară și pleacă la drum, din nou în Hades. A fost deja acolo de suficiente ori că probabil cardul lui de fidelitate e plin de puncte, deși, cronologic vorbind, e prima dată când merge acolo. Cred. Asta știu acum. Cine știe, poate în alt joc aflu care abonament la metrou care duce în Hades. În Hades se află râul Styx, în care Kratos nu vrea să se înnece, așa că îl cheamă pe Charon să-l plimbe cu barca. Charon e tipul care ajută sufletele care merg în Hades să treacă de la un tărâm la altul al Hadesului, pentru că, poate nu știți, dar există multiple tărâmuri. Aici avem o hartă cu ceea ce se întâmplă. Kratos intră undeva pe aici, pe râul Styx, și are nevoie de amabilitatea lui Charon să-l ducă până undeva aici în Tartar, unde până nu de mult titanul Atlas era torturat în pace. Tot în zona asta se duc sufletele celor care i-au supărat pe zei sau celor care își aruncă sacul de gunoi la 7 dimineața în pubela mea de gunoi, imediat după ce gunoiul e colectat, dar înainte să apuc să o aduc înapoi în casă. De fapt, ei probabil merg aici lângă, în mahalalele celor care nu contează. Oamenii de treabă sau eroii ajung aici, în Elysium sau câmpiile Elisee, cum o să le zic pentru prima și ultima dată, unde Kratos clar nu are ce căuta, dar unde probabil o va găsi pe fiica lui, cine știe. Aici în mijloc stă însuși Hades și probabil nu face nimic toată ziua. Vă spun unde e doar în caz că vreodată revenim în zonă. Înapoi la Charon și barca lui. Charon îl miroase pe Kratos. The king of the gods does not aid me, Eos. I am but a slave to Zeus and Olympus.
și are loc un boss fight pe care ești obligat să-l pierzi. Ești închis în temniță pentru câteva nanosecunde, apoi pleci. Uite ceva interesant, de obicei inamicii nu apar lângă checkpoint-uri, dar aici un inamic totuși apare cu un scop. E plasat acolo în așa fel încât atunci când îl ataci să spargi peretele și să realizezi că ăla e drumul bun. În Tartar vedem și titanii care sunt legați de pereți în lanțuri, lanțurile Olimpului chiar, iar Atlas lipsește din forma lui din perete. Am luat o mânușă mare de pe o statuie a lui Zeus și mă face să revin la problema pe care o am mereu cu armele secundare în jocuri ca acesta. De ce aș folosi arma secundară din moment ce deja mi-am vărsat toate punctele de upgrade în arma principală, mai ales dacă ambele fac cam același lucru? Ah, da, pentru că sunt obligat să o folosesc să spar chestii care strălucesc. Asta se pare că era și vulnerabilitatea lui Charon, pumnii în față. Am ajuns la templul soției lui Hades, Persefona, și se pare că și aici e plin de ciclopi. Ciclopii par o specie care rezistă indiferent de mediu, nu înțeleg de ce nu mai trăiesc în ziua de azi. Puțin mai în față, soția lui Hades îi dă voie lui Kratos să-și vadă fiica pe câmpiile din Elysium, dar numai după ce renunță la arme și bile roșii. Kratos se reîntâlnește cu fiica lui și îi promite că nu o să o mai abandoneze niciodată. Apoi o abandonează imediat pentru că Persefona îi dezvăluie că ea l-a eliberat pe Atlas în lume și că din cauza asta întreaga lume va fi distrusă, inclusiv locul în care sunt ei acum. Lupta finală e cu Persefona și e la fel de memorabilă și distractivă ca ultima dată când am spălat vasele. La un moment dat îl oprim și pe Atlas din a distruge lumea, ba chiar îl legăm în lanțuri, în același loc în care l-am găsit în God of War 2. Credeam că Zeus îl pusese acolo să țină lumea pe umeri, dar uite că de fapt a fost Kratos. Ok. În final, Kratos încalecă din nou caii lui Helios și aduce o nouă zi. Nu îl găsește pe Helios, așa cum era vorba, apoi cade din cer, probabil pentru că Helios s-a întors la muncă off-screen. Aterizează exact în locul în care îl tot vedem și în celelalte jocuri și e salvat de Athena și probabil Helios, care îl dezbracă de toate artefactele. De ce? Pentru că sunt ale lor, bănuiesc, iar altfel le-ar fi avut la începutul God of War 1. Interesantă poveste, dar nu neapărat necesară pentru a înțelege următoarele evenimente din serie. Abia acum spun asta pentru prima dată, dar din punct de vedere al gameplay-ului nu s-a schimbat mai nimic, poate se simte chiar un mic regres din cauza inamicilor plictisitori și a nivelelor ușor de uitat. Hitboxurile inamicilor câteodată păreau să ocupe toată galaxia și la fel și al meu. Puterile sunt puțin diferite, dar din punct de vedere tehnic sunt la fel. Îmi plac zeii greci și seria God of War, deci accept fericit faptul că acest joc există, dar e important să-l punem în perspectivă. Cred că întrebarea ce trebuie pusă e dacă jocul Lanțurile Olimpului îmbunătățește seria God of War și din punct de vedere calitativ, nu doar cantitativ. Deci face asta? Pe scurt, nu. Pe lung, nu. În următorul video vom arunca o privire peste Ghost of Sparta, doar pentru că era destul de la îndemână, fiind pe același disc, și aș vrea să și terminăm cu jocurile din serie care fac PlayStation 2-ul să arate de ultimă generație. Le mulțumesc tuturor abonaților din ultima vreme și invit și pe cei care se uitau doar în trecere să se aboneze la canal, pentru că urmează să abordăm o mulțime de alte subiecte și, bineînțeles, să ducem la capăt seria God of War. Salut! Mulțumesc că ai așteptat până în această parte a videoului. Nu știu dacă știai, dar foarte puțini oameni ajung aici. Din păcate, de data asta nu am nicio secvență stupidă în care mă încurc în cuvinte, dar pentru că nu vreau să fii dezamăgit, o să fac ceva în egală măsură de ridicol.